5 formații din comună s-au înscris la această competiție, câștigată de echipa din Stănești, care a învins în finală echipa satului Corbi, în timp ce poziția a treia a fost ocupată de Corbșori. A doua ediție a Cupei Satelor a fost un real succes, fiind urmărită de pe margine de foarte mulți spectatori veniți să-și încurajeze echipa favorită. Competiția a fost un bun prilej și pentru Costin Comănescu, antrenorul formației Sporting Stănești Corbi, de a vedea la lucru jucători din zonă care pot fi promovați la vicecampion a seriei Centru 1 a campionatului județean. Suntem la a doua ediție. Anul acesta s-au înscris 5 echipe. Avem două echipe din Stănești, Stănești 1, Stănești 2. Avem o echipă din Corbșori, o echipă din Corbi Centru și o echipă din Jighiaburi.
Am văzut că la această competiție participă și mulți dintre fotbaliștii care jucau la Sporting Stănești-Corbi, dar împărțiți atât la Stănești cât și la Corbi. Da, pentru că acum, fiind o competiție la nivel de sate, ei s-au dus pe satul în care locuiește, de altfel. Și ăsta e motivul pentru care îi vedem separați în ziua astăzi, în această competiție. Eu zic că este o competiție care devine din ce în ce mai interesantă. Vrem, prin aceste competiții pe care le organizăm sau aceste cupe ale satelor la fotbal, să creștem, să cultivăm spiritul de competiție, de concurență și de socializare în același timp. Câteva cuvinte și despre premiile care se acordă? Da, vom avea locul 1, 2 și 3, diplome pentru locul 1 și locul 2 și 3, iar locul 1 va primi o cupă. Iar cele primele 3 locuri vor fi premiate și cu o sumă de bani. Nu foarte mare, acolo la nivel de câteva sute de lei de fiecare loc. Despre arbitrii, că văd că aveți arbitrii echipați corespunzător ca pentru meciuri de campionat județean, cel puțin. Da, de altfel, cel care s-a ocupat de organizare este președintele Asociației Sportive Stănești-Corbi, Grigoroiu Vasile. El a considerat că e firesc să aducă o echipă de arbitrii competenți și care să facă să desfășoare competiția la un nivel de cât de cât echilibrat și corect. Și probabil că din cauza asta și vedeți pe acești arbitri aici la noi. Eu felicit participanții, felicit pe organizatori și pe toți cei prezenți aici și dumneavoastră că sunteți lângă noi care fiecare dată. Am văzut că sunt mai mulți spectatori decât la meciurile pe care le disputa Sporting Stănești-Corbi pe teren propriu. Da, cum i-ați adus la stadion? Nu i-am adus, eu am adus chiar echipele din satele respective, pentru că fiecare și-a adus un susținător sau o familie, din familie, din prieteni, de aceea avem astăzi locuitori din toate satele din comuna Corbi, ca să susțină echipa favorită, adică echipa din satul respectiv. Sper ca la anul să fim într-o prezență și mai numeroasă și vreau să vă spun că de câteva zile de când am dat anunț public despre această competiție și-au arătat interesul și echipe din alte comune, chiar din comuna Pietroșani, ziceau că vor să vină și ei astăzi dacă putem să-i înscriem. Da, sunt deschise. Deci pentru anul viitor să înțelegem că puteți primi și echipe din alte localități. Da, din, poate ne gândim să o extindem, să o extindem la nivel de Râul Doamne și nu numai. Adică dacă sârnește interes și apar doritori, noi lăsăm porțile deschise. Ușile sunt deschise pentru toți cei care vor să participe. E un sport care face cinste și un sport care ne sănătoșește din toate punctele de vedere, zic eu.